Bună ziua, dragi elevi! Bine ați venit la o nouă lecție virtuală de limbă și literatură română cu Inga Panainte. Pentru a afla despre ce vom vorbi astăzi la lecție, vă propun o ghicitoare. Totu-i înghețat în drum. Florile pe geam, acum. În sobă focul trosnește, spune, ce anotimp este? Cu siguranță v-ați dat bine seama, este vorba despre anotimpul iarna. Să atribuim cuvântului iarnă însușiri. Ce fel de iarnă este reprezentată în imagine? Cu siguranță, dragii mei, iarna este frumoasă, geroasă, friguroasă, spectaculoasă, darnică, sclipitoare. Să dăm frâu imaginației. La ce vă duce gândul când pronunțați cuvântul iarnă? Evident, când pronunți cuvântul iarnă, te duce gândul la sanie, fulgi, troiene, zăpadă, gheață, brad. Dragii mei, astăzi vom studia poezia Iarna de Vasile Alexandrii. În cadrul acestei ore, noi vom citi corect, conștient poezia Iarna de Vasile Alexandrii. Vom determina strofa, versul și rima în poezie. Vom răspunde la întrebările în baza textului și vom găsi în poezie sinonimele și antonimele cuvintelor propuse. Știați voi că Vasile Alexandrii a fost un poet român, folclorist, un politic, chiar și ministru. El s-a născut la 21 iulie 1821 în Ținutul Bacăului, România. El a fost supranumit de Mihai Eminescu, rege al poeziei. În poeziile sale, poetul a descris natura. La Mircești se află casa memorială Vasile Alexandrii. Dragii mei, împreună cu Dexi, am selectat câteva cuvinte pentru a le explica. Văzduh, aici are sens de cer. Răspântind, împrăștiind. Dalb, au curat sau imaculat. Zale, aici în text, are sens de mantie. Zurgălăi, clopoței. Vă îndemn în continuare să ascultați poezia Iarna de Vasile Alexandrii. Din văzduh, cumplita iarnă, cerne norii de zăpadă, lungi troiene călătoare adunate în cer grămadă. Fulgi zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi alb, răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară. Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară. Soarele rotund și palid se prevede printre nori, ca un vis de tinerețe printre anii trecători. Dar nisoarea încetează, norii fug, doritul soare strălucește și dezmeardă oceanul de nisoare. Iată o sanie ușoară care trece peste voi, în văzduh voios răsună clinchete de zurgălări. Dragii mei, ce ați simțit? În poezia Iarna, autorul descrie un tablou din natură prin intermediul căruia își exprimă sentimentele de admirație. Să răspundem la întrebările propuse. Ce anotimp descrie autorul în poezie? Poetul descrie în poezie anotimpul iarna. Care sunt semnele iernii descrise în poezie? Semnele iernii descrise în această poezie sunt iarna cere norii de zăpadă, lungi troiene, fulgi zbor, fiori de gheață, ziua și noaptea ninge. Ce culoare predomină în descrierea acestui tablou? Cu siguranță,
În descrierea acestui tablou predomină culoarea galbă, sau mai spunem albă. Dragii mei, citind această poezie, observăm că textul dat este o descriere. Am observat că în primele strofe autorul prezintă un tablou de iarnă obișnuit. În ultima strofă, tabloul se schimbă radical. Totul capătă viață. Să determinăm cuvintele rimă în această poezie. Observăm prima strofă. Cuvintele de la sfârșitul fiecărui vers, sunetele cărora se potrivesc sunt zăpadă, grămadă, albi, dalbi. În a doua strofă, cuvintele rimă sunt iară, țară, printre nori, trecători. Și observăm și a treia strofă. Cuvintele rimă în a treia strofă sunt soare, ninsoare, văi, zurgălăi. Să ne amintim, dragii mei, că versul este un rând dintr-o poezie. Unul sau mai multe versuri formează o strofă. Haideți să observăm versul în care se descrie zborul fulgilor de nea. Observăm că zborul fulgilor de nea se descrie în prima strofă, al treilea vers. Să-l dăm citire. Fulgii zbor, plutesc în aer, ca un roi de fluturi albi. Citim în continuare primul vers din a doua strofă. Deci primul vers este ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară. În continuare vom citi ultimul vers din a treia strofă. Deci ultimul vers din a treia strofă este răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri d'albi. Dragii mei, pentru a înțelege mai bine expresiile pe care le-a folosit autorul în poezia sa, să le dăm explicații. Deci, cerne norii de zăpadă înseamnă că din cer cad fulgi sclipitori și deși. Expresia ca un roi de fluturi albi înseamnă că mulțimea fulgilor de nea se aseamănă cu niște fluturi. Și următoarea expresie, oceanul de ninsoare, înseamnă întindere albă nemărginită asemenea oceanului. În continuare, dragii mei, să completăm versurile cu cuvintele potrivite. Fulgii zboară ca. Observăm că despre fulgi se vorbește în prima strofă, al doilea vers. Fulgii zboară ca un roi de fluturi albi. Soarele se prevede printre nori ca. Observăm că despre soare autorul vorbește în a doua strofă, al treilea vers. Soarele se prevede printre nori ca un vis de tinerețe printre anii trecători. Unul din fulgușori ne îndeamnă să găsim în poezie sinonimele cuvintelor propuse. Nemiloasă, nămeț, imaculat, mantie, frumoasă, sclipește, mângâie, vesel, clopoței. Deci găsim prima pereche. Nemiloasă înseamnă cumplită. Clopoței, zurgălăi. Nămeți, troiene. Imaculați, albi, dalbi. Mantie, zale. Și sclipește, strălu, cește. Un alt fulgușor ne propune să găsim cuvintele cu sens opus pentru următoarele cuvinte. Tinerețe, ușoară, bătrânețe, grea, începe, dorit, fug, încetează, stau, nedorit, voios și trist. Deci prima pereche de antonime
adică cuvinte cu sens opus, sunt tinerețe, bătrânețe, ușoară, grea, începe, încetează, dorit, nedorit, fug, stau, voios, trist. Dragi elevi, vă îndemn să citiți poeziile scrise de Vasile Alexandrii. Încercați și memorați câteva strofe, dar înainte de a memora o poezie, nu uitați de criteriile de succes. Anunțați titlul și autorul poeziei. Recitați toate versurile. Rostiți corect și clar cuvintele. Recitați expresiv, modelând vocea, tempoul și ritmul. Încercați și folosiți mimica și gestul. Vă cuprind și vă îmbrățișez cu drag până la noi întâlniri.